Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Made in UMFST. Vom discuta în cele ce urmează despre un nou proiect al Universității, pregătit să fie lansat oficial săptămâna următoare, și anume platforma Marketplace. Gândește global, însă acționează local, este sloganul care se potrivește perfect perioadei actuale, în care este nevoie să sprijinim prin toate mijloacele inițiativele locale și comunitatea din care facem parte. Vom afla mai multe detalii despre ce este platforma Marketplace, ce își propune și cum funcționează de la invitații de astăzi și permiteți-mi să vi prezint decanul Facultății de Economie și Drept, conferențiar dr. Daniel Ștefan, directorul Departamentului Societatea Antreprenorială Studențească, conferențiar dr. Liviu Ciucan Rusu și Vasile Daniel Ștefan, cel care coordonează implementarea platformei Marketplace, valorificând și experiența acumulată în activitatea desfășurată în cadrul compartimentului pentru relația cu piața muncii. Bine ați venit, dragi colegi! Știu că și acest proiect este o muncă de echipă. Mă bucur să vă am alături astăzi împreună și aș vrea să începem discuția întrebându-vă de unde a venit această idee, cum a pornit. Da, e o idee mai veche pe care, până la urmă, niciunul dintre noi nu și-o poate asuma individual, pentru că o discutăm de ceva timp și deja devine o idee comună care aparține tuturor. Ne gândim la implicarea noastră în comunitatea locală de mult timp, înainte de această problemă epidemiologică, de pandemie. Până la urmă, atunci când facem afaceri, când ne implicăm în zona activităților economice, vedem în orice moment, în orice situație care există pe piață, o oportunitate. Am considerat că în acest moment această oportunitate reprezintă o fereastră deschisă pe care noi o putem fructifica în interesul comunității și în interesul mediului în care noi ne desfășurăm activitatea. Putem face ceva pentru cei care sunt în jurul nostru și putem face ceva ce este semnificativ pentru cei care sunt în jurul nostru și care beneficiază până la urmă de pregătirea noastră prin studenții care ajung în domeniul economic, care ajung să fie angajați, prin ceea ce oferim și din punct de vedere didactic. Încercăm să transferăm acum într-o relație mai apropiată cu ceea ce înseamnă mediul de afaceri mureșan, mediul de afaceri al producătorilor din județul nostru și județe limitrofe, cei care, de fapt, ne susțin și ne-au susținut fiind studenții noștri, fiind, în ghilimele, clienții noștri pentru partea didactică. E timpul să întoarcem ceva înapoi spre ei. Proiectul University to Business, coordonat de către Departamentul Societatea Antreprenorială Studențească, are în lucru mai multe proiecte. Marketplace este doar unul dintre acestea și aș vrea să te invit, Liviu, să ne spui cum susține SAS acest proiect. Eu vă salut de la SAS, de la Team Cubator și, așa cum bine spunea și Daniel, am generat ideile acestea și lucrând în spațiile acestea comune. I-am spus Team Cubator pentru că ne întâlnim să dezvoltăm asemenea idei. Iar partea de University to Business a fost lansată anul trecut împreună cu Vasile Daniel, tocmai în intenția de a transforma puțin abordarea în universitate pe două planuri. Unu, relația cu mediul de afaceri să fie mult mai strânsă și doi, cadre didactice și studenți să lucrăm mai mult într-o viziune pro-business, mai ales că ne dorim acea mult râvnită universitate antreprenorială. Deci aș vrea să mai spun o chestiune foarte interesantă apropo de proiectul acesta Marketplace U2B. Este o chestiune, o ofertă care se adresează în principal celor mai mici. Dacă până acum, și o să-l rog pe Vasile Daniel să confirme, relația cu mediul de business a fost orientată mai mult către mari angajatori care au venit ei pentru că ei au oameni specializați, au programe de lucru cu universitatea, au dorința de a lucra cu universitatea. Micii producători, micii comercianți, artizanii nu prea au această capacitate și nu au timp. Și atunci era momentul, așa cum bine a spus și domnul decan, să intrăm pe o piață destul de goală, unde
să ne facem vizibili, mai ales că studenții noștri, în majoritatea lor, lucrează în această zonă a IMM-urilor. Te invit, Vasile Daniel, să ne spui mai multe despre scopul acestui proiect, Marketplace, pentru că știu că ai fost implicat direct în gestionarea lui. Da, așa este. Așa cum zicea și Liviu și domnul decan, în primul rând este un scop de accentuare a implicării universității în comunitatea locală. O implicare care pe noi ne interesează atât sub aspectul valorificării, de exemplu, a practicii studenților, pentru că practica se poate face și la întreprinzători mici, nu doar la mari corporații. Întreprinzătorii locali, așa cum zicea și Liviu, sunt ocupați efectiv cu activitățile lor productive. Ei nu au resurse umane suficiente sau poate chiar financiare care să le permită să dezvolte politici de marketing, să-și adapteze tot timpul mixul de marketing cerințelor pieței și atunci, prin platforma aceasta Marketplace, le oferim odată posibilitatea de a deveni vizibili în comunitatea noastră academică, atât ca entitate, dar și de a-și face publice produsele, serviciile pe care le prestează, iar le oferim, pe de altă parte, și posibilitatea de a accesa resursa noastră principală, și anume studenții, care pot să-i ajute în activitățile lor, iar producătorii sau întreprinzătorii, pe de o parte, au câștigul activităților prestate de studenți, iar studenții pot să-și aibă activitatea de practică recunoscută în acest mod. Pe de altă parte, este și o poartă de acces pentru mici întreprinzători în cadrul comunității academice. Comunitatea noastră poate fi și o piață de desfacere a produselor locale. Cum zicea Liviu mai demult, visul lui era să aducem piața la universitate. Este un mod de a aduce întreprinzătorii locali în curtea universității, care este o comunitate foarte numeroasă și diversificată, în care producătorii locali își pot valorifica și produse și expertize, își pot primi și ceva în schimb, și anume know-how-ul nostru. Da, este foarte important să îi ținem aproape și vă invit în cele ce urmează să urmărim un mic film de prezentare a acestei platforme. Bine ați venit la Teamcubator, spațiul societății antreprenoriale studențești în care am dezvoltat conceptul University to Business, iar în cadrul acestui concept astăzi vă prezentăm cel mai recent și probabil cel mai mare proiect, Marketplace UMFST, un site, platformă de interacțiune între vânzători și cumpărători din regiune care să interacționeze și să dezvoltăm economia locală. A fost un proiect interesant, susținut imediat de Facultatea de Economie și Drept, dar despre modul de funcționare o să las pe colegii mei, Daniel și Mihai. Platforma Marketplace este disponibilă online la adresa marketplace.umfst.ro. Este structurată ca orice platformă de market pe categorii de produse, pe categorii de furnizori. Putem avea o centralizare a furnizorilor care s-au înscris pe site, aici putem vedea magazinele care sunt deja înscrise. Avem categorii de produse pe care le putem alege. Deci putem vedea produsele, putem iniția tranzacțiile, adăugăm un coș, după care mergem, finalizăm comanda și așteptăm să ne contacteze furnizorul pentru a stabili exact cum produsele ajung la noi. Pentru a tranzacționa eficient pe platforma noastră, este nevoie să vă creați un cont. Acest cont poate fi de două tipuri.
cont pentru client sau cumpărător și cont pentru furnizor. În cazul în care sunteți client, vă introduceți adresa de e-mail pe care o să primiți instrucțiuni suplimentare de creare a contului. În cazul în care sunteți furnizor, vi faceți căsuța corespunzătoare, completați toate câmpurile obligatorii și veți primi un set de instrucțiuni pentru validarea contului pe platforma noastră. Vă mulțumim! Ați văzut deja cum arată platforma și aș vrea să discutăm și despre modul în care se pot implica studenții noștri în mod direct în activitățile platformei Marketplace. Da, studenții noștri sunt invitați în momentul de față să se alăture acestei echipe. O echipă în creștere, există deja un număr semnificativ de studenți, sunt încă poziții deschise pe probleme de gestiune a datelor, pe zonă de vânzări, dacă o putem numi așa, chiar dacă toate activitățile care se desfășoară în platformă din partea noastră sunt pe bază de voluntariat, iar asta înseamnă că nu sunt legate de un set de costuri care se duc spre cei care vor furniza sau spre clienți. Deci, platforma este complet gratuită. Sunt în zona de compliance, pe zona juridică, iarăși studenți care se implică, în așa fel încât, de fapt, această platformă să se apropie prin dezvoltare succesivă cât mai mult de elementele clasice ale unei platforme de marketplace. Ceea ce în final se va îndrepta și spre zona de plăți, spre zona de livrare, toate aceste elemente încet, încet vor fi dezvoltate. Iar munca studenților în activitatea de practică îi acoperă, de fapt, pe studenți din orice program de studiu pe care îl avem. Îi regăsim și pe cei din zona de economic și pe cei din zona de drept. Da? Îi atragem alături de noi în ideea că este o activitate. Este o activitate în care economia merge spre economia digitală, spre ceea ce avem în momentul de față și în zona de dezvoltare a programelor de studii și este o oportunitate perfectă de a te adapta și de a învăța din mers anumite aspecte care țin de această zonă a economiei digitale, care deja devine complementară ca activitate de practică cu ceea ce pregătim în programele de studii pe care le oferim la nivel de facultate. Eu aș vrea să mai spun că am conceput un stil de lucru junior company, pe care deja l-am testat și Vasile Daniel știe, chiar are o echipă cu care lucrează pe partea de marketing, de producție. De asemenea, vreau să cred că în viitor, în această platformă, vor fi furnizori din universitate. Ceea ce tot discutăm de o anumită vreme, discutăm de startup-uri și spin-off-uri în universitate și ar fi un moment bun ca studenți împreună cu cadre didactice să lanseze anumite oferte din ceea ce noi dorim să dezvoltăm sub conceptul Open Fab Lab. Avem în universitate capacități de microproducție în care se pot realiza anumite piese, repere, vorbesc din zona de inginerie. O să avem un atelier de imprimare digitală în care vom avea o echipă. Sper din suflet să colaborăm cu colegii de la nutriție, cu colegii de la cosmetologie, cu alți colegi care să dezvoltăm cu adevărat acele bunuri și servicii made in UMFST. Și în ultimul rând vreau să mai spun că vorbim și de această economie solidară. Întotdeauna i-am întrebat pe studenții cu care am lucrat dacă au ceva de vânzare, pentru că cred că e normal să preferăm să plătim unui student, unui coleg, dacă se poate, un produs sau un serviciu, decât să-l comandăm de mai departe. Pentru că așa ne vom cunoaște mai bine, așa va prospera economia aceasta pe care o admirăm în alte părți. Când vedem comunități prospere din diverse zone, le-am văzut și în vizitele noastre Erasmus, am văzut că s-au implicat și universitățile. Sunt convins că putem ajunge într-un orizont de 3 ani la acest nivel. Într-adevăr, parteneriatul cu reprezentanții comunităților locale este foarte important pentru noi și, așa cum ați spus, comunitatea academică
reprezintă o piață potențială posibilă pentru furnizorii locali. Ne dorim ca și studenții să se implice în aceste proiecte, fie pe partea de mentenanța site-ului, de asigurare a fluxului de informații. Cum au primit această oportunitate producătorii locali și cum ați reușit să ajungeți la ei astfel încât să fie prezenți pe platformă? În momentul de față, accesul la producătorii locali s-a făcut, suntem, așa cum au spus și colegii anteriori emisiune, suntem într-o variantă de test. Ea a fost transmisă spre diversi producători locali să analizeze componente de funcționalitate, componente de, hai să spunem, de imagine, de plasare, de modul în care trebuie prezentate componentele legate de produse, iar toate, hai să spunem, feedback-urile sunt pozitive. Deci e clar că există un interes pentru astfel de platformă. Mai mult vorbeam de comunitatea academică. Comunitatea noastră academică nu se limitează doar la cei care sunt acum studenți și la foștii studenți. Și printre ei există o mulțime de antreprenori, de oameni foarte dinamici care produc ceva, care creează ceva în momentul de față și care sunt potențial furnizori pentru această platformă. Da, vorbim de 12.000 de studenți și cadre didactice acum ca potențial clienți. Da, vorbim de universitate ca furnizor de servicii și produse pentru această platformă, prin printare 3D, prin materiale media, prin zona de nutriție și așa mai departe. Toate acestea sunt integrabile aici, dar să nu uităm că avem zeci de mii de studenți care în momentul de față acționează ca producători, ca antreprenori pe piața mureșană și care își vor regăsi locul aici. Mai departe, există un interes și la nivel de comunități locale, pentru că una din principalele probleme pe care le ridică această situație este tocmai legătura care se creează între producătorii mici și potențialul beneficiar, de regulă din zona urbană. Da? Accesul la aceste produse în acest moment se face destul de haotic pe diverse grupuri de Facebook. Noi ne dorim să le aducem pe toate, să le aducem pe toate împreună, să le aducem în același loc, tocmai datorită faptului că trebuie să reprezentăm un motor pentru comunitatea mureșană în momentul de față și spun eu, putem să facem acest lucru. Deci există o opinie pozitivă, suntem în căutarea de noi furnizori, aceasta va fi și munca din partea de practică a studenților, să extindem cât mai mult această bază de furnizori pe care i are înscriși, înregimentați platforma noastră. Este foarte important că studenții noștri au ocazia să facă practica în universitate și practic ei pot reprezenta elementul de legătură pentru că ei provin din diverse localități, din județul Mureș sau din județele limitrofe și cu siguranță ei cunosc mai bine piața locală și producătorii locali. Și aș vrea să te invit, Vasile Daniel, din acest punct de vedere, să ne spui cum vezi lucrurile. Este important să avem o mare diversitate și de studenți implicați, dar și de producători și furnizori din diferite medii, din diferite localități. Da, așa este foarte important. M-aș dori să încep prin a sublinia că începând cu acest an universitar, studenții universității noastre au posibilitatea de a face practica în sistem intrauniversitar. Undeva pe la începutul acestui an am inițiat un proiect de modificare a regulamentului de practică, care a trecut de toate etapele de aprobare și este în vigoare, astfel că, uitați că suntem adaptați situației acestea de pandemie și dăm posibilitatea studenților să facă practica în universitate, și obținându-se astfel și toate documentele necesare și participarea la colocviu de practică în bune condiții. Acum, cu cât sunt mai mulți revenind la partea de furnizori pe platformă, cu cât sunt mai bine reprezentate categoriile de furnizori, cu atât e mai bine. Încercăm să atragem furnizori din cât mai multe sectoare de activitate,
atât pe partea de furnizori care sunt, au și calitatea de producători, și comercianți, și prestatori de servicii. Pentru că diversitatea înseamnă până la urmă și o atracție mai mare pentru platforma noastră. E important să asigurăm această legătură dintre producători și studenți și iată că folosim oportunitățile pe care ni le oferă mediul online. Comerțul electronic astăzi este din ce în ce mai dezvoltat și reușim să venim și noi încercând să oferim servicii de acest tip în universitate pentru comunitate și pentru studenți. Vreau să vă întreb concret, ce și-ar putea cumpăra un student, un cadru didactic de pe platforma Marketplace? Am mers pe o abordare oarecum clasică în ceea ce privește platformele de tip Marketplace. Am structurat pe produse alimentare, pe produse industriale, chiar și pe zona de servicii. Avem produse, de exemplu, la alimentare avem produse de patiserie încărcate pe platformă. Dar, încă o dată, cum zicea și domnul decan, suntem încă în varianta de testare. Produsele care sunt acum pe platformă sunt în varianta de test. Urmând ca în momentul în care va fi lansat oficial să fie într-adevăr populată cu produse și furnizori reali. Gama de produse pe care se oferă, așa cum spunea, e clasic pe ceea ce există. Până la urmă, un marketplace este o piață. Într-o piață găsești produse variate până la urmă, ca și caracteristici. Deci încercăm să fie cât mai cuprinzătoare, dar este clar că în momentul de față accentul cade pe acele produse, hai să spunem, de primă necesitate, la nivel produse la nivel local și care sunt utilizabile într-un ciclu scurt de producție. Pentru că, de fapt, principala problemă a producătorilor în momentul de față, cei din zona agricolă, cei din zona de food, este legată de faptul că ei nu au acces la piețele mari, nu au acces la Auchan sau la alte companii de vânzare, tocmai datorită faptului că nu pot să furnizeze o cantitate suficientă de produse și nu pot să furnizeze constant aceste produse. Ei depind de o producție care depinde de vreme, depinde de timpul la care se recoltează și trebuie să-și o facă publică. Deci noi ne gândim la acest marketplace ca o piață locală, adică vei găsi produse în principal, să spunem, într-o categorie importantă, în zona alimentară, de sezon, adică nu vei găsi probabil acele roșii tot anul, pentru că nu o să se producă tot anul în grădinile oamenilor, deci vei găsi produse de sezon, vei găsi oferte de sezon, oferte actualizate, în așa fel încât să ai acces, de fapt, la aceste produse cu termen scurt de valabilitate, care datorită faptului că sunt produse local și nu sunt transportate mii de kilometri din alte țări, probabil nu sunt la fel de tratate cu produse pesticide, cu produse de conservare și așa mai departe. Da? Vom avea acces la produse realizate de producători locali, vedem, sunt în zonă producători de căpșuni, producători de diverse tipuri de fructe, noi am întâlnit pe toți aceștia și îi vom atrage încet, încet în platformă. I-am întâlnit în școlile de vară, în vizitele care s-au făcut, școlile de vară organizate de Liviu în 10 ani. Deci vorbim despre o piață de furnizare, de producător local care există și care are nevoie, din punctul nostru de vedere, doar de un sprijin să iasă în față, să iasă în față și să vină spre noi, spre cei care trăim aproape de ei. Pentru că ei generează locuri de muncă, pentru că ei generează impozite și din banii pe care ei generează se plătește școala copiilor, se plătesc burse studenților, da? Este important să-i avem și să-i păstrăm aproape, să schimbăm modelul de consum, să ne îndreptăm cât mai mult spre economia locală, dar pentru acest lucru avem nevoie să ajungem la ei, să fie aproape de noi. Ei, în acest mod încercăm să-i aducem la un click distanță de noi.
Au fost multe provocări pe care le-am parcurs, multe discuții legate de ce se va întâmpla cu livrarea, pentru că este clar, nu au capacitatea de livrare a unui producător mare. Scheme de livrare pe care ei deja le folosesc, asocieri în livrare, adică livrări periodice într-o anumită locație de două ori pe săptămână pentru anumite produse. Deci am încercat să oferim și soluții acolo unde există dificultăți în livrare, pentru că vorbim de stocuri mici, nu vorbim de stocuri mari, vorbim de stocuri pe perioadă determinată, de cele mai multe ori, și atunci toate astea au o rezolvare specifică care părăsește puțin conceptul de marketplace general, super global, cu foarte mulți producători, foarte multe produse disponibile oricând, și se îndreaptă spre ceea ce se întâmplă în piața de zi cu zi, pe care ne place să o vizităm și în momentul de față ne este puțin mai dificil să facem acest lucru. Iar ideea noastră de bază este că cei care produc se pricep să producă, iar noi trebuie să-i ajutăm să vândă. Și să vândă spre cei lângă care trăiesc. Pentru că orașele, zonele urbane, sunt mari consumatoare, dar care în momentul de față consumă cu foarte mare, într-un procent foarte mare, din zona de furnizori mari, ca să spunem așa, și mai puțin din furnizorii mici. Spunea Liviu, am trăit astfel de experiențe în care am văzut oameni mândri de economia lor locală, mândri de produsele lor locale, și asta ne dorim să creăm și să susținem în perioada următoare din această perspectivă. Da, este clar că vorbim și despre o susținere a antreprenoriatului și este important pentru studenții noștri să găsească în acești producători locali niște modele care să îi inspire în inițiativele lor antreprenoriale. Liviu, te rog să dezvolți puțin ideea. Da, dacă îmi permiți, aș vedea și reciproca. Anumiți producători locali au niște limite în ceea ce primește cunoștințele, capacitatea managerială, pentru că ei sunt concentrați pe munca lor, în principal pe munca de producție. Și atunci studenții noștri și noi până la urmă, pentru că suntem într-o fază de cercetare aplicativă, deci, toate aceste activități, cantitățile tranzacționate, numărul de tranzacții vor fi și o bază de date importantă pentru o muncă de cercetare, pentru că noi suntem o facultate de business până la urmă și ne interesează niște optimizări pe zona aceasta de business. Așadar, avem de învățat toți, și noi de la producători și ei, sperăm să, în afară de ajutorul acesta de intermediere, să învețe ceva, să se formeze niște echipe de lucru care să studieze, de exemplu, cum spunea Daniel, impactul canalelor scurte de marketing, să se lanseze niște proiecte de cercetare pe zona aceasta, comportament de consum, sensibilitate față de preț, impact social, inclusiv elemente de solidaritate. Vedeți cât de mult a contat solidaritatea în această perioadă în zona medicală și oamenii pe care îi numim în prima linie și numim eroi. E, acum vine momentul eroilor din liniile 2 și 3, care sunt aproape de noi și care trebuie să ne apreciem reciproc și să lucrăm mai mult împreună, și atunci cu siguranță vom trăi mai bine. După cum ați văzut și în filmuleț, sloganul de bază este bunăstare locală. Bunăstarea locală se bazează pe încredere reciprocă și pe respectul pentru meseria celuilalt. În mod concret, unde ar trebui să se adreseze studenții care vor să se implice în acest proiect, fie pentru activitățile de practică sau de voluntariat, și de asemenea, unde vă găsesc producătorii ca să poată intra în oferta acestei piețe online, Marketplace, UMFST, UTB? Producătorii trebuie să acceseze adresa de internet marketplace.u2b.mfst.ro. Acolo avem secțiunea contul meu, unde completează formularul de înregistrare. Se înregistrează pe opțiunea de vânzător, furnizor pe platformă. Aici trebuie să arătăm că tocmai pentru trebuie să avem și noi niște pași de validare a furnizorului. Odată ce s-a înregistrat pe platformă, noi o să
cerem pe e-mail sau prin alte forme pe care le-a declarat în formular să ne demonstreze că este persoană juridică, că are un certificat de înregistrare fiscală sau alte documente justificative, după care activăm furnizorul pe platformă și devine liber să își posteze ofertă. În ceea ce privește studenții, împreună cu Liviu și colegul nostru Mihai, am lansat un formular pe care l-am transmis coordonatorilor de practică pentru a-l transmite mai departe studenților care doresc să vină către noi și să activeze în echipa noastră pentru întreținerea platformei. Am fost create 5 domenii de activitate, de la activități de suport, marketing, relații, clienți, și îi așteptăm să vină alături de noi. Pentru partea de studenți, au început și vor continua o serie de întâlniri cu fiecare program care are astfel de activități de practică în acest semestru, pentru prezentarea oportunităților pe care le oferă platforma respectivă. Deci, chestionarul respectiv a fost lansat spre studenți, există deja înscrieri, pozițiile sunt încă deschise, ne dorim să facem o selecție, așa cum se face în raport cu orice loc de muncă, și continuă intern în această săptămână campania de susținere și de promovare a acestor poziții la nivelul programelor de studii prin participări la echipele pe care le au în momentul de față în activitățile online. Desfășurarea acestui proiect și pentru realizarea platformei, dincolo de implicarea fiecăruia dintre voi și altor câteva persoane, știu că mai este nevoie și de finanțare. Ce stă în spatele acestui proiect din perspectiva banilor pe care îi presupune, costurilor? Deocamdată destul de multă muncă. Multă muncă, da. Da. Deocamdată toată multă muncă și identificarea de oportunități de finanțare. Identificăm astfel de proiecte care pot să finanțeze dezvoltarea. Aplicăm pentru astfel de proiecte, pentru că o finanțare obținută în această direcție ne-ar oferi posibilitatea să extindem până la urmă toate acele facilități pe care le avem și să ducem la un nivel superior și să ajungem mult mai repede la acel nivel, această activitate de marketplace. Așa cum am spus și la început, deocamdată activitatea se bazează pe voluntariat, iar sprijinul vine parțial pentru partea de cheltuieli pe care le avem, o să lăs pe Liviu să vorbească, vine dintr-un set de proiecte care deja au fost câștigate la nivel de universitate. Deci parțial din acea zonă. În rest, pentru partea de resursă umană, este muncă bazată exclusiv pe voluntariat, urmând, da, să țin timp și să, dacă vreți, în sens pozitiv, să vânăm finanțări care să ne permită dezvoltarea în diverse direcții a platformei, dată fiind această aplicabilitate în zona de economie digitală pe care o are platforma. Aș vrea să dau că e o zonă de investiție. Deci, ca să-l parafrazez pe Daniel, care este profesor de investiții, este în primul rând o investiție personală și aici Vasile Daniel este eroul nostru. Vreau să, apropo de aluzia care s-a făcut la proiectul Platinum din fondurile de dezvoltare instituțională, am reușit să achiziționăm niște plugin-uri, elemente, software pentru platforma respectivă, care este dezvoltată în interiorul conceptului UTB. Echipa formată lucrează în scenariul a ceea ce ne dorim în societatea antreprenorială studențească, să putem microfinanța, să spunem așa, aceste idei, să lansăm sămânța, care în viitor sperăm să devină spin-off-uri. Aceasta este calea de urmat și ne-ar plăcea tare mult ca scalarea aceasta să meargă într-un mediu real de business. Nu ascund că sperăm în viitor să apară și o aplicație în zona aceasta și în ceea ce spunea Daniel cu recrutarea studenților, mi-ar plăcea tare mult ca trecerea la faza de business real să permită a putea finanța niște salarii sau niște burse oferite studenților pentru a lucra
în aceste proiecte ale universității. Am încercat să atragem alături de noi și componentele de, hai să spunem, elementele din zona de responsabilitate a comunităților locale. Avem în momentul de față un produs finit, da? Un produs care va ieși oficial în perioada imediat următoare pe piață. E un produs pe care noi îl punem la dispoziția comunității. Fiind adresat comunității, sperăm să implicăm și să primim sprijin și din partea Consiliului Județean, care are o strategie în această zonă de digitalizare a județului, din partea diverselor comunități locale de producători și care să se implice în asigurarea funcționalității întregului proces. Nu pe partea de digitalizare, ci efectiv pe partea de livrare, de coagulare a producătorilor mici din anumite localități într-un grup de furnizori pe această platformă și vom munci în direcția aceasta de a promova până la urmă acest produs în cadrul comunităților locale. Cu cât vom înțelege mai mulți că lucrând împreună în această comunitate extinsă a județului Mureș vom obține rezultate mai bune, cu atât succesul va fi mai mare. Obiectivul nostru nu este unul de business în momentul de față. Sperăm, da, pe viitor, ca un produs pe care noi îl lansăm acum, un produs matur, să se transforme într-un spin-off și să se transforme, de ce nu, într-un element de economie socială și care să înceapă să producă și din punct de vedere financiar, pentru că acesta este scopul, și să se transforme în ceva mai mare și de care până la urmă să fie mândru întreaga regiune a județului Mureș. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vreau să vă invit să spuneți fiecare câte o concluzie despre acest proiect, să lansăm invitația încă o dată studenților noștri și producătorilor de a intra și a se alătura acestei platforme. Vă invit în ce ordine doriți. Sloganul platformei este mândri să susținem economia locală. Suntem mândri că putem face ceva pentru a veni în sprijinul economiei locale și pentru a veni în sprijinul studenților noștri, contribuind puțin la îndeplinirea uneia dintre scopurile universității, și anume acela de a genera dezvoltare și bunăstare locală. Prin urmare, așteptăm atât furnizori și studenți și cadre didactice să fie alături de noi pentru a putea dezvolta această soluție pe care am creat-o noi. Liviu? Da, eu o să continui. Este un prim pas. E nevoie de un efort de marketing enorm. E nevoie de încheierea de parteneriate sau strângerea parteneriatelor care există, pentru că de foarte multe ori ne întâlnim la evenimente și acum mai puțin, poate tocmai asta ne ajută, faptul că ne întâlnim mai puțin la niște evenimente oficiale unde facem poze și arătăm bine, ne ajută să facem într-adevăr ceva care să merite ulterior și să ne întâlnim la sărbătorirea succesului acestei mici contribuții pe care vrem să o avem ca universitate în zona locală, pentru că vreau să insist, universitatea este și trebuie să rămână un hub de inovare și dezvoltare în regiunea în care activează. Da, mi-a rămas cuvântul final. Eu vreau să încep prin a le mulțumi tuturor celor implicați, colegii mei prezenți aici, cei care nu sunt prezenți aici și care la fel s-au implicat în suficient și foarte mult în dezvoltarea acestui produs pe care noi ne dorim să-l oferim, și să invit alături de noi să începem cu comunitatea lărgită, să invit membrii comunității alumnii, să invit antreprenori, foști studenți ai Universității de Medicină și Farmacie, a Universității Petru Maior, să revină ca producători, ca și clienți alături de noi în această platformă și să contribuie împreună cu noi, pentru că sunt convins că au plecat cu aceleași gânduri de la noi, de a face ceva important, de a face ceva ce le place, și să vină alături de noi încă o dată în această formă digitală pentru a ne ajuta reciproc, pentru a sprijini ceea ce înseamnă orașul și regiunea în care trăim.
Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc și eu pentru prezența în această emisiune. Mă bucur că am discutat despre un proiect așa de frumos care se conturează Marketplace și aștept cu nerăbdare să ne revedem și poate realizăm o emisiune în care să avem și producători invitați și chiar să savurăm niște produse locale. Mulțumesc încă o dată pentru participare. O seară bună tuturor!